În comuna Doljană Cernătesc, spre exemplu, sunt peste 925 de locuințe care ar trebui să fie asigurate. Aici apele revărsate de pârâului Raznic au afectat anul trecut 24 de case, iar săptămâna trecută i-au amenințat din nou pe localnici. Din 2008, de când a intrat în vigoare legea, puțin dintre locuitorii comunei au încheiat o poziție de asigurare obligatorie a locuinței. Motivul principal banilor. Ar trebui, dacă nu sunt bani, ce spun? Asigură. Mulți au plătit și nu i-a despăgubit cu nimic. Ce vorbesc la televizor? Că i-au auzit și noi vorbim. Am plătit un roan și acum n-am mai dat de un an și o trebuie să plătim acum iar. Chiar dacă legea prevede obligativitatea încheierii unei polițe de asigurare și amenzi de până la 500 de lei în caz contrar, primarii evită să dea sancțiuni. Nu s-a dat nicio amendă în acest sens, întrucât, știți dumneavoastră, să te duci la un amărât din ăsta că de trăiesc dintr-o pensie de 350 de lei sau poate și mai mică, să-i mai dai și o amendă care e, conform legii, e cuprinsă între 100 și 500 de lei, păi nu are cu ce să-și mai cumpere mâncare. Brokerii de asigurări susțin că procentul celor care și-au asigurat locuințele în mediul rural este sub 30%. La țară e și lumea mai săracă, ajunge și informația mai greu și sunt foarte puține asigurări. Chiar dacă avem în Dolj câteva localități care sunt mai tot timpul inundate, lumea tot nu a făcut asigurare obligatorie. În Dolj, în mediul rural, sunt 145.000 de locuințe. Pentru asigurarea construcțiilor de cărămidă sau becea, proprietarii trebuie să plătească 20 de euro, iar pentru cele din chirpici, 10 euro pe an. Despăgubirile în cazul dezastrelor naturale sunt cuprinse între 10 și 20.000 de euro.